Accident grav în această dimineață pe autostrada București-Pitești. 4 mașini au fost implicate în coliziune, iar 2 persoane au fost rănite. Traficul pe sensul spre București este îngreunat și la această oră. Comentăm informația momentului. Pentru mai multe detalii se află alături de noi prin telefon comisarul șef Ramona Tudor, Centrul Infotrafic. Bună dimineața! Ce date aveți? Bună dimineața! În această dimineață, un accident a avut loc la kilometrul 15 pe autostrada A1 pe sensul dinspre Pitești către Capitală. În evenimentul rutier au fost implicate 4 autoturisme. S-a soldat cu rănirea ușoară a 2 persoane care au fost transportate la spital. În urmă cu câteva momente, circulația a fost reluată pe ambele benzi la kilometrul 15, însă până la fluidizarea totală se circulă în coloană pe aproximativ 5 km. Vă mulțumesc foarte mult. Așadar, doamnelor și domnilor, informația momentului. În urmă cu câteva clipe, circulația a fost reluată la kilometrul 15 pe autostrada București-Pitești. Asta în contextul în care în această dimineață acolo a avut loc un accident grav de circulație. 4 mașini au fost implicate în coliziune, 2 persoane au fost rănite și transportate la spital.